seara, sunt Valeria Capra și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Șoferul care a lovit mortal băiatul de 14 ani la Buldurești și a fugit de la fața locului s-a dovedit a fi primarul satului, care a fost reținut în timp ce încerca să șteargă urmele accidentului. Angajata biroului Vamal din Comrat a fost reținută de ofițerii CNA, fiind bănuită că ar fi pretins și primit bani pentru grăbirea procesului de vămuire a automobilelor. La sfârșit de iarnă, gazul se ieftinește cu peste 3 lei, a decis astăzi ANRE la solicitarea Moldovagaz. Odată cu scăderea prețurilor reglementate la gaze, veți vedea că vor urma și deciziile cu privire la modificarea prețurilor la energie termică și energie electrică. După ce întâlnirea pe care urmau să o aibă astăzi cu ministrul agriculturii a fost amânată pentru vineri, fermierii amenință că de mâine vor relua protestele cu tehnica agricolă. Știu că acum încep lucrările în câmp, deja au început și ei mizează că noi o să plecăm acasă. Șoferul care a lovit mortal un copil de 14 ani la Buldurești și a părăsit locul accidentului s-a dovedit a fi primarul localității, anterior șef al inspectoratului de poliție Nisporeni. Nicanor Ciochina a fost reținut în această dimineață în timp ce încerca să șteargă urmele. Totodată, pe mâna poliției a ajuns și un alt bărbat care l-ar fi ajutat să se ischiveze de la răspundere. Astăzi dimineață, în jurul orei 7, polițiștii au reușit să rețină bărbatul de 47 de ani. Este vorba despre primarul localității Buldurești din raionul Nisporeni, iar mașina implicată în accident era de serviciu. Potrivit poliției, primarul satului Buldurești, Nicanor Ciochină, a încercat să inducă în eroare ancheta după ce a lovit copilul de 14 ani în seara zilei de 19 februarie. Acesta a montat plăcuța cu numărul de înmatriculare pe o altă mașină, identică celei implicate în accident. Este vorba de o Dacia Duster de culoare albă. Mașina a fost anunțată în orientare, iar suspectul a deconectat telefonul și nu s-a prezentat nici la domiciliu, nici la locul de muncă. În imaginile video publicate de polițiști se observă că suspectul este ajutat de o altă persoană. Aceasta s-a dovedit a fi un medic stomatolog care a fost reținut pentru 72 de ore. Acesta l-a ajutat cu găsirea unei mașini identice cu cea implicată în accident. Tot el a participat la montarea plăcuței cu numărul de înmatriculare pe altă mașină pentru a induce în eroare oamenii legii. Iar aseară, în jurul orei 22, primarul de Buldurești a înscenat un accident în localitatea Codru, în municipiul Chișinău, izbind mașina într-un obstacol pentru a ascunde urmele accidentului în care a lovit băiatul de 14 ani. Nu am reușit să aflăm cine este avocatul acestuia pentru o reacție. Am încercat să obținem un comentariu despre cele întâmplate de la fratele primarului, care este adjunct al procurorului din Nisporeni, dar la procuratura din raion ni s-a spus că acesta se află în concediu. Nicanor Ciochina a câștigat al doilea mandat de primar al comunei Buldurești la alegerile din toamna trecută, candidând ca independent. Înainte de a fi primar, el a fost șeful inspectoratului de poliție din Nisporeni. Mama adolescentului decedat la Buldurești spune că vrea să se facă dreptate și că vinovatul să fie tras la răspundere. Astăzi, la locul accidentului, au fost depuse flori, lumânări și jucării. Un prieten care se afla în seara tragediei alături de băiat ne-a povestit că mașina care l-a lovit circula cu viteză, iar șoferul nu a oprit după impact. Azi, acasă l-a bănuit, nu am găsit pe nimeni. Plină de durere, mama băiatului a venit azi la locul accidentului, unde a fost depusă fotografia acestuia. Femeia povestește că în seara tragediei fiul său a mers să alerge, așa cum obișnuia să o facă. Nu s-a gândit că se va întâmpla una ca asta și nu bănuia că cel care a fugit de la fața locului este primarul. Nu m-am gândit niciodată ca să pălească un copilul meu ca într-un animal și să duc. Nu m-am gândit niciodată. Noi vrem să ne ducem la primărie, să cerem acordul, să vedem camerele de supraveghere, să ne arăt. Poate să vedem mașina ucigașului, nu ne-am gândit că el e și al ucigașului. Femeia cere să se facă dreptate în acest caz. Bunica băiatului decedat ne-a povestit că în seara accidentului primarul, care se afla la volanul mașinii de serviciu, s-ar fi întors de la o petrecere din Nisporeni. E vinovat pentru că nu s-a oprit la fața locului. Și era și soția. Și soția era.
mașină. Ea vine eu șinstit de la o petrecere de la Nisporin, de la o zi de naștere. Informația că șoferul ar fi fost beat nu a fost confirmată de poliție. Am reușit să discutăm și cu un băiat din localitate care ne-a spus că în seara accidentului se afla împreună cu victima. Acesta ne-a povestit că se întorceau împreună de la alergat când, la un moment dat, pe un drum, mașina l-a lovit pe prietenul său. Mergeam pe o stradă înspre sat, unde preamblam, am făcut sport. După noi veneam la vale, am văzut mașina că circula cu destul de viteză și merge pe banda opusă. Eu am dat că s-a apucat, să-l feresc, n-am apucat. L-a lovit și s-a întâmplat accidentul. Nu s-a oprit pe loc și a fugit la fața locului. Am mers acasă la primarul din satul Boldurești, însă nu am găsit pe nimeni astăzi, iar la primărie angajații nu au vrut să discute cu noi pentru a ne spune dacă știu detalii despre seara în care s-a produs tragedia. Nu cunosc amănuntul, nu cunosc, n-am fost la fața locului. Ce pot spune? Localnicii din sat sunt șocați de cele întâmplate și nu-și pot explica gestul primarului care a fugit de la locul accidentului. Suntem șocați, cumpați. Așa ceva nu s-a admite, Doamne ferește. E neominește. Nu l-am ales pe primar, dar și am știut că eu tot am auzit la singur că dacă ziceți că e primarul. Cât a umblat miliția atunci că era Bâcșit Boldurește cu miliția. Pe viață trebuie și pentru așa copil. Adolescentul de 14 ani a fost lovit pe acest drum la intrarea în satul Boldurești. La locul tragicului accident, rudele și prietenii băiatului au adus jucării, flori și lumânări. Tragedia s-a produs luni seara la intrarea în satul Boldurești din Nisporeni. Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale urmează să decidă dacă va solicita ca primarul din Boldurești să fie plasat în arest preventiv. Pe numele său a fost pornită o cauză penală pentru încălcarea regulilor de securitate a circulației, ce a provocat decesul unei persoane și părăsirea locului accidentului. Experții în justiție și drept susțin că, mai ales după ce bănuitul a întreprins o serie de acțiuni pentru a se eschiva de la răspundere, arestul este inevitabil. PCCOX anunță că cercetează probele pentru determinarea necesității solicitării aplicării arestului preventiv în privința primarului din Boldurești, care a lovit mortal cu mașina un copil de 14 ani și a fugit de la fața locului. Ipotetic ar putea acumula o pedeapsă globală de 9 ani de închisoare. De ce? Fiindcă 264 prevede un maxim de 7 ani de închisoare, 266 2 ani de închisoare. Dar practica merge pe principiul absorbirii pedepsei mai blânde decât cea mai agravată. Totuși, faptul că până la reținere primarul, fost șef al Inspectoratului de Poliție Nisporeni, a încercat să inducă în eroare ancheta, i-ar putea determina pe judecători să aplice o pedeapsă maximă, spun experții. Mușa malizării, cu siguranță, va duce la sporirea pedepsei cu închisoare. Cel mai probabil că se va vorbi despre o pedeapsă mai gravă și mai dură în cazul dat. Potrivit experților, ținând cont de gravitatea circumstanțelor și acuzațiilor care se aduc, arestul preventiv în cazul lui Nicanor Ciochină este inevitabil. Dacă tot ceea ce s-a difuzat în presă se va adeveri, cel mai probabil că în privința lui va fi aplicat arestul pe o perioadă maxim de 30 de zile, cu ulterioară posibilitate de prelungire până la un an. Precizăm că pe 19 februarie în satul Boldurești, raionul Nisporeni, un adolescent de 14 ani a fost tamponat mortal de o mașină, iar șoferul implicat în accident, care a fugit de la fața locului, s-a dovedit a fi primarul din Boldurești, Nicanor Ciochină, care a fost reținut în această dimineață. Și-a înjunghiat vecinul și s-a ascuns într-o fântână, crezând că o să scape de pedeapsă. Este isprava unui bărbat din Ialoveni. Oamenii legii însă l-au găsit, l-au scos la suprafață și l-au încătușat. Imediat la știri aflați detalii despre acest incident. La sfârșit de iarnă se ieftinește gazul, astfel tariful pentru consumatorii casnici se va reduce cu 20%, iar un metru cub de gaz va costa cu 3 lei și 60 de bani mai puțin. Ministrul Energiei afirmă că odată cu micșorarea tarifului la gaz vor urma și deciziile cu privire la modificarea prețurilor la energia termică și energia electrică produsă de CET-uri.
Potrivit hotărârii aprobate astăzi de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, consumatorii casnici vor achita pentru un metru cub de gaz 14 lei și 47 de bani, față de aproape 18 lei și 10 bani cât plătesc în prezent. Decizia de micșorare a tarifului vine în urma unei solicitări făcute de Moldova Gaz ca urmare a scăderii prețurilor de achiziție. Prețurile pe piața internațională merg în jos. Noi suntem pozitivi vis-a-vis de evoluția prețurilor pe piețele internaționale și pornind de la prognozele prețurilor pe acest an, cred că ne putem asuma o reducere a prețurilor. Ministrul Energiei a precizat astăzi că noile tarife îi vor avantaja atât pe consumatorii din unele categorii de compensații, cât și pe cei care nu primesc aceste ajutoare de la stat. Mai mult ca atât, odată cu scăderea prețurilor reglementate la gaze, veți vedea că vor urma și deciziile cu privire la modificarea prețurilor la energie termică și energie electrică produsă de CET-uri în cogenerare. Noile tarife vor intra în vigoare la 23 februarie. Ultima dată tariful la gaz a fost redus cu aproximativ 11 lei în iunie 2023, de la 29 de lei și 27 de bani la puțin peste 18 lei. După câteva zile de discuții, fermierii anunță că vor protesta mâine cu tehnica agricolă după ce întâlnirea de astăzi de la Ministerul Agriculturii a fost amânată. Ministrul Vladimir Bolea, care urma să vină cu un răspuns clar la o parte din revendicările acestora, a anunțat că are nevoie de mai mult timp pentru a discuta cu reprezentanții Ministerului Finanțelor, dar și cu șefa Băncii Naționale. Amânarea asta până vineri este doar o tărăgănare de timp. Ei știu că acurs încep lucrările în câmp, deja au început și ei mizează că noi o să plecăm acasă. Astfel, fermierii susțin că mâine vor relua protestele cu tehnica agricolă prin raioane, dar nu anunță deocamdată dacă vor bloca anumite drumuri. Aceștia spun că ar fi discutat cu mai multe bănci comerciale care au specificat că mecanismul de garantare propus de guvern este imposibil de implementat pentru producătorii de cereale care au credite restructurate fără modificarea regulamentului BNM. Banca Națională trebuie să modifice regulamentul ca creditele agricultorilor care au fost cu întârziere sau nu au achitat la timp, să nu fie considerat ca neperformante și ca agricultorii să poată să crediteze mai departe. La ședința aprinsă de ieri de la Ministerul Agriculturii, fermierii au cerut majorarea plafonului la credit garantat propus de stat de la 500 de mii la 1 milion, răspunsul la problema alocării compensațiilor, introducerea rambursării necondiționate a TVA în cont și modificarea regulamentului BNM, care ar permite creditare fermierilor după restructurarea creditelor anterioare. Vladimir Bolea a solicitat timp până astăzi pentru a discuta cu Ministrul Finanțelor și Banca Națională ca ulterior să stabilească pentru vineri o nouă întâlnire cu agricultorii care protestează. Ministerul Educației a solicitat ca profesorul din raionul Leova, acuzat că ar fi lovit un elev, să fie demis. Direcția de învățământ nu s-a conformat, spune Dan Perciun, întrucât nu se subordonează instituției centrale, ci Consiliului Raional. Ba mai mult, în răspunsul oferit ministerului, responsabilii de la Direcția de învățământ au menționat că nu s-a întâmplat nimic grav. Dan Perciun spune că ministerul este cu mâinile legate. Noi am solicitat demiterea cadrului didactic respectiv. După cum bine știți, Ministerul nu gestionează instituțiile de învățământ din Republica Moldova și inclusiv asta este un argument de ce noi examinăm centralizarea direcțiilor de învățământ. Instituția de învățământ nu se conformează și legal vorbind noi nu avem prânghii pe care să o constrângem să facă acest lucru. Direcția de învățământ din raion a venit și cu o explicație de ce nu s-a conformat solicitării Ministerului. În esență, ne s-a explicat că nu s-a întâmplat nimic grav și ei nu văd o problemă cu ceea ce s-a întâmplat acolo. Zilele trecute, șefa Direcției de Învățământ din Leova spunea că nu există o finalitate a anchetei procurorilor care ar demonstra că dascălul ar fi lovit elevul, iar în aceste condiții nu ar exista motive de a-l suspenda sau demite pe acesta din funcție. Din două orele noi alegem cel mai puțin rău. Trei clase de 7, 8, 9 să rămână fără ore de matematică. Chiar este foarte problematic să găsești astăzi în loc alt profesor la mijloc de an școlar. Cazul a ajuns în atenția publică săptămâna trecută, când mai mulți părinți dintr-o localitate din Leova ne-au scris că profesorul de matematică ar fi lovit un elev, după care l-ar fi scos și la careu pentru a-l certa în fața întregii școli. Părinții copilului care ar fi fost lovit cer să se facă dreptate. Profesorul neagă orice acuzație, iar administrația instituției de învățământ a declarat că acesta doar ar fi atins copilul. Cazul a ajuns în vizorul procurorilor. A fost efectuată expertiza medicală
medico-legală, care a stabilit că minorului i-au fost cauzate vătămări corporale. În acest caz a fost pornită urmărire penală pe faptul tratamentului inuman și degradant admis de către un cadru didactic față de un elev de-al său. Angajata serviciului vamal din Comrat a fost încătușată astăzi de către ofițerii CNA pentru corupere pasivă. Aceasta este bănuită că pretindea bani pentru grăbirea procesului de vămuire a automobilelor. Serviciul vamal a anunțat că a demarat o anchetă internă și că acordă suport organului de urmărire penală. Potrivit ofițerilor Centrului Național Anticorupție, acțiunile angajatei biroului Vamal Intern Comrat au fost documentate timp de 2 luni. În această perioadă, oamenii legii au identificat mai multe cazuri în care aceasta a pretins și a primit între 600 de lei și 100 de euro, iar în schimb le propunea persoanelor care urmau să vămuiască automobilele să nu le creeze impedimente, chiar dacă aceștia nu dispuneau de tot pachetul de documente. Astăzi, ofițerii CNA au descins cu percheziții la biroul Vamal Intern Comrat, dar și la domiciliul bănuitei. Acum funcționarea este cercetată în cadrul a 7 cauze penale. Într-un comunicat, serviciul Vamal a anunțat că a demarat o anchetă internă în vederea elucidării tuturor circumstanțelor. Un bărbat de 52 de ani a fost reținut la Ialoveni după ce și-a înjunghiat vecinul în plină stradă în urma unui conflict. După cele întâmplate, acesta a fugit de la locul incidentului și s-a ascuns într-o fântână unde a și fost găsit de polițiști. În imagine se vede cum bărbatul este scos din fântână de oamenii legii care au intervenit potrivit poliției. Totul s-a întâmplat astăzi în jurul orei 13 în satul Cigârleni. Bărbatul înjunghiat a fost transportat la spital în stare gravă, iar făptașul a fost reținut pentru 72 de ore. Pe caz a fost pornit un proces penal pentru tentativă de omor. Potrivit codului penal, această infracțiune se pedepsește cu închisoare de până la 15 ani. Compania Teleradio Moldova a răspuns la contestația depusă de interpreta Valeria Pașa, nemulțumită de decizia luată de organizatorii Eurovision de a o desemna învingătoare pe interpreta Natalia Barbu, care a acumulat același punctaj. Regulamentul actual este în totalitate legal și nu au fost încălcate prevederile acesteia. Totodată, comitetul organizatoric a anunțat despre eventuale fraude după ce a verificat voturile primite de Valeria Pașa din partea publicului. Revenim la știri cu reacția interpretei. Punct și de la capăt, Agenția Proprietății Publice anunță o nouă licitație pentru închirierea spațiilor comerciale de la aeroport. Așadar, companiile interesate vor putea depune ofertele începând cu data de 11 martie, iar la sfârșitul lunii ar urma să fie anunțat câștigătorul. Prima licitație, care s-a lăsat cu scandal, a fost anulată pentru că s-au înregistrat doar 2 companii. Ieri a avut loc ședința Comisiei de Licitație, dat fiind faptul că au fost doar 2 companii înregistrate, dar și înregistrarea unor carențe în procesul de desfășurare a licitației, a fost luată decizia de a anula licitația și a o relansa. Noua licitație va fi organizată luna viitoare, iar începând cu data de 11 martie, companiile interesate vor putea depune ofertele. Termenul de depunere a ofertelor va fi cel târziu până pe 25 martie, respectiv va fi selectat cel mai bun și conform cei mai bune oferte. Întrebat ce se va întâmpla dacă și la această nouă licitație se vor înregistra doar 2 companii, directorul Agenției Proprietății Publice nu a avut un răspuns clar. Am avut o discuție cu administratorul ca să informez și să trimită invitații către toate companiile care să invite toate companiile care pot participa la această licitație și să asigure o participare cât mai largă. Luni, ministrul infrastructurii a anunțat că prima licitație a fost anulată pentru că s-au înregistrat doar 2 companii, ceea ce nu asigură o concurență eficientă, iar procesul ar fi fost sabotat fiind deschisă o anchetă internă, lucru despre care a vorbit și prim-ministrul Dorin Recean la emisiunea În Profunzime. Urmează ancheta să determine cum aceste lucruri s-au întâmplat și de ce noi am ajuns să avem doar 2 participanți. Dar în acest timp șor continuă să facă bani în aeroport? Exact, asta era și obiectivul
obiectivul acestei grupări să perpetueze aflarea lui Șor în acele spații comerciale. Licitația pentru închirierea spațiilor comerciale de la aeroport s-a lăsat cu scandal. Mai multe voci au susținut că o companie franceză care ar fi anchetată peste Prut de DNA ar fi fost privilegiată. Invitat la emisiunea În profunzime, Andrei Spânu a negat acest lucru. Până în prezent, spațiile din aeroport sunt deținute de companiile afiliate lui Lanșor, condamnat definitiv la 15 ani de închisoare în dosarul frauda bancară. Cercetat în 3 dosare penale, inclusiv pentru trădare de patrie, Igor Dodon a zburat la Moscova. Acolo el s-a întâlnit cu patriarhul Kiril, care este criticat de mulți pentru faptul că susține războiul din Ucraina. De obicei, vocal pe rețelele de socializare, Dodon nu a anunțat nimic despre această vizită. În schimb, Patriarhia Rusă a precizat într-un comunicat că cei doi s-au întâlnit la insistența fostului președinte. Zilele trecute și câțiva deputați socialiști au fost la Moscova. Într-un scurt comunicat publicat aseară pe pagina Patriarhiei Ruse, este menționat că Patriarhul Kiril al Moscovei, care susține și încurajează războiul din Ucraina, a avut o întrevedere cu Igor Dodon. Întâlnirea ar fi avut loc la insistența fostului președinte. În același comunicat este specificat că cei doi ar fi discutat despre situația din Republica Moldova și despre rolul bisericii în întărirea principiilor spirituale și morale în viața societății, în susținerea culturii și a suveranității țării. Fostul președinte, cercetat penal în 3 dosare, nu a anunțat nimic despre vizita la Moscova. Coincidență sau nu, în aceeași zi, adică pe 20 februarie, a avut loc o întâlnire similară între mitropolitul Vladimir și ambasadorul rus la Chișinău, Oleg Vasnețov. Cei doi ar fi vorbit despre situația actuală din lume. Aceste întrevederi au loc la doar o săptămână de la vizita unui grup de socialiști la Moscova. Mai exact, vicepreședintele Parlamentului Vlad Batrâncea, împreună cu membrul Comitetului Executiv al PSRM, Olga Cebotari, și deputatul Elena Beleacova, anunțau că au participat la Forumul pentru Libertatea Națiunii, care s-a desfășurat în perioada 15-16 februarie la Moscova. Analiștii politici au declarat atunci că vizita socialiștilor nu este o surpriză, ținând cont că PSRM ar avea afilieri cu Kremlinul. Iar călătoria socialiștilor la Moscova are loc în context electoral, aceștia încercând să recâștige încrederea de altă dată a Rusiei. Cei vizați nu au reacționat cu un comentariu la declarațiile analiștilor. După aproape 2 săptămâni de căutări, poliția anunță că a reținut o persoană bănuită de incendierea sediului Centrului de Informare și Documentare NATO din Chișinău. Este vorba de un bărbat de 57 de ani din Bălți, care și-ar fi recunoscut vina și a fost reținut pentru 72 de ore. Responsabilii de la poliție ne-au spus că urmează să stabilească motivul care a stat la baza acțiunilor sale. Incendiul a izbucnit în seara de 8 februarie în una din clădirile Universității de Stat din Moldova. Flăcările au cuprins sediul Centrului de Informare și Documentare NATO, distrugând ușile de la intrare. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit. Un moldovean de 19 ani a fost găsit mort într-un râu din Timișoara. Tânărul care își făcea studiile acolo a fost auzit strigând după ajutor în această dimineață, iar pompierii au fost chemați imediat în zonă. După câteva ore de căutări, scafandrii l-au găsit, dar nu s-a mai putut face nimic. În jurul orei 4 dimineața, doi studenți l-au auzit pe tânăr strigând după ajutor. Acesta era în apă în râul Bega și curenții l-au atras imediat în adânc. Aceștia au chemat pompierii care împreună cu scafandri au fost mobilizați în zonă. Echipajele de salvare l-au căutat atât în apă cât și pe mal. Condițiile sunt foarte grele pentru că apa are o temperatură foarte scăzută și vizibilitatea este aproape spre zero. Echipa noastră de 2 scafandri a dat peste persoana dispărută și l-am scos la suprafață. Potrivit polițiștilor, tânărul și-a sărbătorit ieri ziua de naștere. Oamenii legii iau în calcul și varianta că băiatul l-a alunecat în apă în timp ce mergea spre casă. Puțin polei și mea sărunică și fiecare cade în bega. Periculos, e periculos. Tânărul studia chimia la Timișoara. Polițiștii stabilesc toate circumstanțele în care s-a produs tragedia. O mamă din satul Chetrosu, raionul Drochia, trăiește o dramă greu de imaginat. Cele două fete ale sale sunt imobilizate la pat, fiind diagnosticate cu malformații ale sistemului osos. Femeia le crește și le îngrijește de una singură, după ce soțul a părăsit-o. Grijile și nevoile se țin lanț, iar mama reușește cu greu să adune bani pentru tratament și cele necesare. Pădure secretă și îndepărtată trăiește Lia, micuța zână. Dumitru.
Petrița este elevă în clasa a treia. La ei săi 9 ani, fetița luptă cu o malformație osoasă care a imobilizat-o într-un scaun cu rotile. Nu poate să meargă la școală, iar colegii și învățătoarea îi vede doar la ecran. Tumoarea la picior a fost descoperită în urma unui control la ortoped. Ulterior, fata a fost operată de urgență la Institutul Mamei și Copilului. La operație a fost făcut un transplant de os, fiindcă tumoarea a mâncat o treime din os femoral drept. Până pe data de 7 noiembrie, în gips, piciorul drept tot cu talp, tot cu burtă și spate. De atunci, viața Dumitriței s-a schimbat pentru totdeauna. Scaunul cu rotile i-a înlocuit picioarele, iar de lecțiile de canto pe care le frecventa a trebuit să uite. Hora mare o pornesc, eu este veselesc, ca și jocul românesc. Sora Dumitriței, Daniela, este și ea imobilizată la pat, fiind diagnosticată la fel cu tumoare osoasă. La moment, Danuța e în gips și, după cum vedeți, are o spiță în picior, de sus din șold până spre genunchi. Fetele sunt crescute doar de mamă, după ce tatăl le-a părăsit. Cu inima frântă, Marcela Ciubotaru spune că diagnosticele venite unul după altul au lăsat-o disperată. Se trezăști deodată cu un copil și pe urmă să mai urmeze la o lună de zile să mai aflu diagnoză că mai este alt copil care nu-i pe aceeași problemă, dar totuși intervenții chirurgicale și toate astea. E cam greu. Rămasă fără niciun sprijin, mama fetelor încearcă să se descurce cum poate pentru a aduna bani de tratament și alte intervenții chirurgicale de care au nevoie copilele și speră că oamenii de bună credință îi vor întinde o mână de ajutor. Compania Teleradio Moldova a venit cu un răspuns public la contestația depusă de Valeria Pașa, care s-a arătat nemulțumită de rezultatul finalei Eurovision câștigată de Natalia Barbu, care a acumulat același punctaj ca și ea. Compania spune că a verificat validitatea numerelor de la care Valeria Pașa a primit voturi și a constatat că aproximativ 950 de voturi au venit de la numere de telefon care în prezent nu sunt valide. Interpreta a respins acuzațiile și a anunțat că a solicitat ajutorul juriștilor. În răspunsul oferit interpretei Valeria Pașa, Teleradio Moldova a declarat că își rezervă dreptul de a desemna reprezentantul Moldovei la Eurovision la orice etapă, fără a fi obligată să desfășoare etapele ulterioare și că a desemnat învingător concurentul care a obținut cel mai mare punctaj din partea juriului. Regulamentul actual este în totalitate legal și nu au fost încălcate prevederile acestuia. Toți participanții au avut la dispoziție regulamentul ca să îl citească, să îl analizeze și să își expună anumite preferințe sau doleanțe de modificări. Interpreta s-a arătat nemulțumită de răspunsul primit de la organizatorii finalei Eurovision. Am primit răspuns la contestație. Ce să vă zic? Nimic nou. Au fost aceleși argumente care le-am auzit și în cadrul dezbaterilor, doar că de data asta în formă scrisă. Noi în continuare vom solicita sfaturile juriștilor și vom hotărâ cum vom acționa mai departe. Totodată, comitetul organizatoric a anunțat despre eventuale fraude după ce a verificat voturile primite de Valeria Pașa din partea publicului. Aproape 1000 de voturi ar fi venit de la numere de telefon care în prezent nu sunt valide. Mai mult, un anumit număr de voturi ar fi venit din țări, printre care Bangladesh, Indonezia, Vietnam. Asta în condițiile în care au putut să voteze doar persoanele din Moldova. Valeria Pașa neagă acuzațiile. De ce au fost verificate doar voturile mele, dar nu și a altor participanți? Acum TRM folosește aceste argumente pentru a-și păstra imaginea, deși înțelegem perfect că încrederea oamenilor este epuizată. Potrivit companiei, au existat bănuieli rezonabile de la bun început cu privire la televoting, întrucât au existat în anii precedenți sesizări, inclusiv publice, din partea unor concurenți despre încercări de falsificare a acestei proceduri. Scandalul între Valeria Pașa și organizatorii Eurovision Moldova a început sâmbătă după finala națională, în cadrul căreia Pașa cât și Natalia Barbu au luat câte 22 de puncte. Valeria Pașa cu piesa Anti-Princess a fost favorita publicului și a fost apreciată de juriu cu 10 puncte.
Natalia Barbu cu piesa In the Middle a acumulat punctajul maxim de 12 puncte din partea juriului, fiind desemnată câștigătoarea selecției naționale Eurovision. Eurovision Song Contest va începe pe 7 mai la Malmö, Suedia. Reprezentanta țării noastre va evalua în prima semifinală. Imagini impresionante vin din Albania, unde au avut loc proteste violente. Manifestanții au aruncat cu sticle incendiare în sediul guvernului. Ce îi nemulțumește pe albanezi, aflați în jurnal. Rușii au bombardat din nou orașul Kramatorsk, ultimul controlat de ucraineni din regiunea Donetsk. Autoritățile anunță că cel puțin 6 persoane au fost rănite. Între timp, la Moscova, liderul rus s-a întâlnit cu ministrul apărării, căruia i-a ordonat să meargă mai departe pe front după ce a capturat Avdiivka. Asta în timp ce ucrainenii anunță că au distrus o bază de armament a rușilor, ucigând cel puțin 60 de soldați. Avdiivka a devenit practic un oraș fantomă, în mare parte distrus și aflat aproape în întregime în ruine. La Moscova, ministrul apărării Sergei Shoigu a fost felicitat de Vladimir Putin pentru reușită, cu toate că rușii ar fi pierdut 10.000 de militari în încercarea de a ocupa aceste ruine. Nu, este tot хорошая работа. Я хочу поздравить вас, Генштаб и командование на месте, всех военнослужащих, которые там работают и воюют. Ministrul rus al apărării a vorbit și despre prizonierii de război, după ce pe rețelele de socializare au apărut mai multe videoclipuri cu militari ucraineni morți care ar fi fost capturați, apoi împușcați de ruși. Но это уж он готов сдаться, то принимаются все меры для того, чтобы оказать медицинскую помощь, если это требуется. Armata rusă a lansat deja mai multe atacuri în zone diferite de pe front, încercând să profite de vulnerabilitatea ucrainenilor. Un asalt asupra localității Lastochkine, la nord-vest de Avdiivka, a fost oprit. La fel s-a întâmplat și în apropiere de Robotine. Armata ucraineană a respins și o declarație a Ministerului rus al apărării, potrivit căreia forțele Moscovei au obținut controlul total asupra satului Krinki, situat pe malul est al râului Dnipro, în sudul regiunii Kherson. Între timp, forțele ucrainene ar fi tras două rachete asupra unei baze de antrenament de lângă Volnovaha, iar cel puțin 60 de soldați ruși au fost uciși, fiind difuzate și imagini șocante cu zeci de trupuri întinse pe un câmp. Chistampoli. Comandiri. Șurot. Potrivit ultimelor estimări ale ucrainenilor, Rusia a pierdut 406.000 de soldați de la începutul războiului. Doar în ultima zi, armata rusă ar fi pierdut peste 1.000 de oameni. Retragerea din Avdiivka a fost haotică, iar sute de soldați ucraineni ar fi fost capturați de către ruși, scrie New York Times. Doi militari familiarizați cu retragerea din jurul orașului au estimat că între 850 și 1000 de militari ar fi fost capturați sau sunt dați dispăruți. Oficialii occidentali vorbesc despre cifre similare. În felul acesta, pierderea orașului nu este doar una simbolică pentru forțele ucrainene, ci și o lovitură dată moralului deja scăzut al ucrainenilor. Capturarea orașului Avdiivka de către Rusia a apărut ca o pierdere simbolică semnificativă pentru trupele ucrainene, însă, potrivit New York Times, s-a lăsat cu pierderi umane enorme. Estimările publicației nord-americane se ridică la 1000 de soldați capturați sau dați dispăruți. Comandamentul militar ucrainean a recunoscut că unii soldați au fost capturați în retragerea de la Avdiivka, dar a încercat să minimizeze cifrele și semnificația. Comandantul trupelor din zonă, generalul Oleksandr Tarnavski, a scris sâmbătă pe Telegram că retragerea a decurs conform planului, dar sub presiunea forțelor superioare ale inamicului, niște militari ucraineni au căzut în captivitate. El nu a dezvăluit câte trupe au fost capturate. Oficiali occidentali și militari ucraineni contactați de New York Times au declarat, sub rezerva anonimatului, că retragerea de la Avdiivka a fost prost planificată și a început prea târziu. Printre altele și pentru că rușii încercuiseră în mare măsură pozițiile ucrainene din trei părți și au avansat mai repede decât se aștepta. O retragere haotică nu este inevitabilă. Retragerea trupelor fără a suferi pierderi grele este dificilă, dar posibilă, dacă se face într-o operațiune deliberată, fără grabă, potrivit strategilor americani. În Avdiivka, Ucraina părea să fie așteptat prea mult pentru a începe să se retragă, iar retragerea rapidă s-a transformat în haos. Videoclipuri și fotografii au arătat unități care se retrăgeau sub focul artileriei.
Soldații intervievați de The New York Times au sugerat că unele unități s-au retras înainte ca altele să știe, iar acest lucru a pus unitățile lăsate în urmă în pericol de a fi încercuite de ruși. Oficialii americani au spus că pierderea Avdiivka nu a fost un regres strategic semnificativ, însă capturarea a sute de soldați va eroda moralul deja scăzut în rândul trupelor ucrainene, în urma unei contraofensive eșuate de anul trecut și a demisiei generalului Valerii Zalușnei. Din cauza acestor probleme, au spus oficialii, armata ucraineană s-a luptat cu recrutarea. Armata ucraineană vrea să mobilizeze încă 500.000 de soldați, dar cererea a întâmpinat rezistență politică și este blocată în Parlament. Scandal în Polonia după ce niște fermieri i-au cerut președintelui rus să facă ordine în Ucraina. Ministrul de interne de la Varșovia a reacționat imediat, spunând că autorii vor fi pedepsiți. Fermierii polonezi protestează a doua zi față de importurile de cereale din țara vecină. Pe această pancartă, agățată de un tractor, scrie în limba poloneză: Putin, fă ordine în Ucraina, la Bruxelles și în guvernul nostru, iar alături stă un steag sovietic. Potrivit unor informații neoficiale, persoana care a postat acest banner va fi inculpată pentru propagandă în favoarea unui sistem de stat totalitar. Comentând situația, ministrul polonez de interne a confirmat că vor fi luate măsuri suplimentare împotriva autorului bannerului. Unele gesturi negândite de fermierii polonezi au escaladat demonstrațiile de la granița cu Ucraina. Cerealele împrăștiate ieri pe șine erau dintr-un vagon care se îndrepta spre Germania și nu ar fi intrat pe piața poloneză, a declarat ministrul agriculturii din Ucraina. Probujeme coś ugrać w tej trudnej sytuacji, bo import dalej nie jest zatrzymany, a o to głównie walczymy. Chcemy sprzedać swoje płody rolne, no nie? A cena jest nikła. Ministrul ucrainean al economiei a spus că Kievul a informat Comisia Europeană cu privire la acțiunile protestatarilor polonezi de la granița ucraineană și se așteaptă la un răspuns ferm. La rândul său, ucrainenii au anunțat că vor bloca 3 puncte de trecere până pe 15 martie ca răspuns la acțiunile polonezilor. Blocuiesc cordone și în tom числі об'їжджають своїми машинами поза чергу. 8 днів стояли, і при тому, що польські фури, вони їдуть без черги під супроводом поліції. Președintele polonez a declarat că guvernul de la Varșovia negociază cu fermierii și sindicatele și că speră ca problema să fie rezolvată prin discuții. Cel mai înalt bărbat din lume și cea mai scundă femeie din lume s-au întâlnit ca să ia masa. Diferența dintre cei doi este de 1,80 m și este vizibilă mai ales când sunt puși alături. Revenim cu imagini în jurnal. Rusia a respins solicitările Uniunii Europene pentru efectuarea unei anchete internaționale în cazul morții opozantului rus Alexei Navalny, asta în timp ce mai mulți lideri mondiali, dar și activiști pentru drepturile omului, continuă să-și exprime indignarea față de moartea disidentului. Pe de altă parte, ca urmare a morții lui Navalny, președintele american Joe Biden a anunțat că la sfârșitul săptămânii vor fi anunțate noi sancțiuni pentru Rusia. Echipa opozantului rus Alexei Navalny spune că sunt puține speranțe ca autoritățile ruse să predea curând corpul familiei. Purtătoarea de cuvânt a lui Navalny a scris într-o postare că trupul va fi supus unui examen chimic pentru încă 14 zile. La Moscova, purtătorul de cuvânt al președintelui rus a respins solicitările UE ca o anchetă internațională independentă să fie efectuată în cazul morții lui Navalny. Rusia consideră aceasta drept o implicare în afacerile sale interne. Între timp, Statele Unite spun că urmează să anunțe un pachet major de sancțiuni împotriva Rusiei. Noile sancțiuni vor fi impuse ca urmare a morții lui Alexei Navalny și a războiului de 2 ani din Ucraina, a declarat președintele american Joe Biden. I told you we'd be announcing sanctions on Russia. We'll have a major package announced on Friday. Un oficial american de rang înalt a declarat că un pachet de sancțiuni fusese deja planificat pentru a marca cei 2 ani de război, dar Washingtonul va reconfigura acum măsurile și le va completa cu unele noi ca răspuns la moartea lui Navalny. Sanctions rather have a longer term weakening effect on the Russian economy. The Biden administration erred, I think, in over-optimistic rhetoric. Șeful diplomației europene, Josep Borrell, a făcut apel la o anchetă independentă în cazul morții liderului opoziției ruse, în contextul în care lideri mondiali și activiști pentru drepturile omului continuă să-și exprime indignarea față de moartea lui Navalny. El a murit vineri, la vârsta de 47 de ani, într-o închisoare din Arctica, în regiunea Yamal. Potrivit serviciilor penitenciare ruse, lui Navalny i s-a făcut brusc rău în urma unei plimbări. În presă s-au vehiculat drept cauze
cauze ale decesului, sindromul morții subite și un accident vascular. Proteste violente în Albania, mii de manifestanți ai opoziției au aruncat cu sticle incendiare și pietre asupra clădirii guvernului. Imaginile arată cum oamenii aruncă cocktailuri Molotov, pietre și bombe fumigene în timp ce clădirea guvernamentală era păzită de un cordon de polițiști. Protestatarii acuză oficialii statului de implicare în crimă organizată și corupție, după ce liderul lor, fost prim-ministru și primul președinte, a fost plasat în arest la domiciliu fiind acuzat de corupție. Principalul partid de opoziție, Partidul Democrat, îl acuză pe premierul albanez Edi Rama de nepotism și corupție. Rama neagă acest lucru. Cel mai înalt bărbat din lume și cea mai scundă femeie din lume s-au întâlnit în California ca să ia masa împreună după 6 ani când s-au văzut la o ședință foto în Egipt. Evident, cu ocazia întâlnirii de acum, cei doi au mai făcut câteva fotografii împreună. Sultan Cosen din Turcia are 2 metri și jumătate, iar Jyoti Anghi din India are puțin peste 62 de centimetri. Wow! Între cei doi există o diferență de înălțime de peste 1,80 m. Astfel că puși unul lângă altul, impactul vizual e șocant. Aici Anghi apare lângă pantoful lui Cosen. Într-o altă poză, tânăra apare stând în picioare în poala bărbatului, ajungând doar la înălțimea claviculei. Cei doi s-au întâlnit pentru prima dată în 2018 în urma unei invitații lansate de Ministerul Egiptean al Culturii și Turismului pentru vizitarea diverselor situri istorice din Egipt. O ședință foto la piramidele din Giza a ilustrat ceea ce este, în esență, cea mai mare diferență de înălțime dintre doi oameni. Anghi este nevoită să fie creativă în ceea ce privește îmbrăcămintea, date fiind dimensiunile sale extrem de mici. Chiar și farfuriile și ustensilele pe care le folosește sunt făcute la comandă. Statura ei mică este rezultatul unei acondroplazii care a făcut ca înălțimea ei să se oprească la 62,8 cm. În schimb, înălțimea uriașă atinsă de Cosen are ca explicație o tumoare care a dus la apariția unei afecțiuni medicale numită gigantism hipovizar. La acceptarea titlului de cel mai alt bărbat din lume acordat de Guinness World Records, Cosen a declarat că una dintre marile provocări legate de statura sa este găsirea hainelor și a pantofilor care să îi se potrivească, el deținând cândva și recordul pentru cele mai mari picioare din lume. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează show-ul Survivor România. Nu uitați, dacă aveți informații și imagini care pot deveni o știre, le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 508. Să aveți o seară frumoasă!